E, salut, dar cu ce ocazie din nou pe la noi? Ce se întâmplă de postez așa des? Ei bine, lecția cu care vă las astăzi este că nu orice întrebare are și un răspuns. Da, e ok, viața trece repede, memoria noastră scurtă, uiți și că te-ai întrebat cândva ceva. Nu! Tocmai de aia că trece repede trebuie să încerci să scoți maxim din ea. Orice ar însemna asta, nu știu, că am auzit-o de la mulți, dar nu m-a convins. Bă, în fine, episod nou, ce nu-ți convine? Îți place sau nu, astăzi povestesc despre Tudor Vladimirescu și Revoluția din 1821. Vorbeam data trecută că în timpul războiului ruso-turc dintre 1806 și 1812, Rusia ocupă principatele române. Țarul avea înțelegere cu Napoleon că poate să le și păstreze dacă la rândul lui o să lase în pace în partea lui de Europa. Francezul ne aruncă deci sub autobuz, însă norocul nostru, dacă putem spune așa, este că rusul nu-și respectă partea lui de înțelegere. Iar Napoleon, sau Napo, cum îi spun prietenii din cartier, declanșează celebra campanie către Moscova. Eșec total care va anunța declinul. Pe frontul nostru, rușii o dau la pace cu otomanii care oricum erau încorzi și se retrag la repezeală la războiul de pe teren propriu. Nu vor însă să rămână fără măcar un mic suvenir și vor păstra Basarabia. Iar această nouă achiziție, că aici voiam să ajung, este confirmată în congresul care are loc în 1815 la Viena și reunește marile puteri conservatoare ale continentului. În centrul adunării erau Rusia, Austria și Prusia, statele cele mai autoritare ale vremii. Mai erau reprezentanți și ai Marii Britaniei, Franței, Spaniei, Suediei. Ideea era să se restabilească ordinea lucrurilor deranjate de Revoluția franceză și să potolească mișcările declanșate de ideile astea de națiune, libertate, vezi Doamne, și normal să mai ciugulească de unde se poate, de la ăștia care o duceau mai rău în ultima vreme. În primul rând, Franța, care fusese ciuca bătăilor și suferise pierderi enorme în campania din Rusia, și Imperiul Otoman, care nici măcar n-a fost invitat la discuții. Napoleon strică însă petrecerea. Evadat din Elba se întoarce la conducere și vrea iar să se ia în săbii cu aliații, însă e potolit repede. Învins decisiv la Waterloo, prilej pentru Dita mai Hitulaba și exilat la căldură și otravă în insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud. Asta a fost pe scurt. Înapoi în părțile noastre. Suntem în plină chestiune orientală, titlul generic pe care îl poartă perioada asta de declin a Imperiului Turc, în care rușii și austriecii se gândesc cum facem noi să le luăm cât mai mult. Englezii și francezii se întreabă cum tragem de timp să nu se facă ăilalți prea puternici și popoarele astea mici... mici. Ce-ar merge niște mici? Mici! Deci popoarele astea mici se gândesc cum scoatem și noi ceva bun din treaba asta. Poate o independență ceva. În contextul ăsta încep să-și ascută colții mai întâi sârbii, care pentru moment obțin măcar un fel de autonomie față de otomani, apoi grecii, care sunt sprijiniți de ruși. Ruși care pe față semnau tratate de pace, că stabilitate, că echilibru în zonă și pe sub mână antrenau trupe de rebeli. Vezi situația de azi din Ucraina, aceeași treabă. Apare deci la Odessa în 1814 Eteria, o organizație creștină care are ca misiune eliberarea popoarelor balcanice de sub otomani, în special a grecilor. În trenul ăsta urcă și românii, așadar, în sfârșit, am prilejul să-l introduc pe el, unicul, pandur între panduri. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Tudor Vladimirescu. Tudor fusese voluntar de partea rușilor în războiul care se încheiase cu pacea de la București în 1812. Și nu știu cum naiba rămăsese cu impresia că tot asta e partea bună, deși ăștia luaseră Basarabia. Totuși Basarabia era în afara bulei lui de interes, pot să înțeleg la oadică. Oricum rusnacii îi dăduseră divizia lui, îl fac chiar locotenent, știu să-l scarpine unde îi place. Acum, Tudor, când vede că miroasea răscoala anti-otomană, se bagă și el în Eteria. Și că el fac mulți, de la țărani liberi, boieri și chiar unii dintre domnii fanarioți. Fiecare cu motivele lor. Unii vor să scape de povara dărilor către Imperiu, ceilalți să colecteze în locul lor. Ajungem în anul 1821 și capii eteriști sunt gata să dea drumul la spectacol pe mai multe scene simultan. Planul este destul de bine elaborat de șeful organizației, Alexandru Ipsilanti, fiul de domn fanariot care coordonează întreaga operațiune de la Odessa, sub mentoratul țarului Alexandru I. Deci mai întâi, Tudor trebuie să ridice țara românească împotriva conducerii fanariote, dar fără să pară că ar avea ceva cu turcii, doar cu domnia țării. Între timp o să plece și Ipsilanti încoace cu oamenii lui și o să facă joncțiune la București. Atunci turcii o să miroasă că e ceva necurat și o să vrea să intervină să facă ordine. Dar bum, chiar în momentul ăsta o să se declanșeze și acțiunea antiotomană din Grecia, condusă de Alex Mavrocordat și el tot fiul de domn fanariot. Și turcii o să fie atunci ce facem, de care ne luăm primii. Pac, pac, bum, bum, toate popoarele Balcanilor libere și o să trăiască fericite până la adânci bătrâneți. Fain! Era și mai fain însă dacă chiar s-ar fi respectat planul. Mai întâi, țarul Alexandru I se dă de cur în lături, prima oară din vorbe, apoi pe bune. Asta se întâmplă când la întâlnirea de la Ljubljana, ceilalți membri ai alianței pun în prezentarea PowerPoint de față cu toată lumea că Alex plus Eteria egal love. Și ăsta se blochează, că nu, doamne, nu, nici nu-i cunosc, nu, am văzut în viața mea.
Tudor începuse recrutările în Oltenia încă din luna ianuarie și pornise cu brigada de vreo 8.000 de panduri către București. Aici, puterea era deținută pentru moment de un grup de boieri cu nume de Bulevarde, printre care și Barbu Văcărescu. Asta după ce cel care se va dovedi a fi și ultimul domn fanariot, Alexandru Șuțu, dăduse colțul. Acești boieri de la conducere erau favorabili răscoalei, măcar la început. Alții, în schimb, atât în Valahia cât și în Moldova, când și-au dat seama ce urmează, au tăiat-o la vecini. În timpul ăsta ajunge și Ipsilanti la Iași cu mica lui Oaste, însă acum grecul era liber de contract, fără sprijin rusesc, lăsat pe drumuri de țar. Cu toate astea, nu mai este cale de întoarcere. În aprilie, cele două trupe se întâlnesc la București și liderii lor fac planul de bătaie pentru mai departe. Din punctul ăsta însă, acțiunea deraiază de tot. Cei doi nu pot ajunge la o înțelegere pentru că lui Ipsilanti se ridicase revoluția la cap și își face filme cu Grecia mare peste toți Balcanii, în timp ce pe Tudor îl cam durea la bașchet de ideea asta și abia aștepta să scape de Grecia al detasului Ipsilanti, care focuseră numai chestii mișto în ultima 100 de ani prin principate, și voia să lupte pentru români în primul rând. Lucrul pe care se pun totuși de acord este să împartă țara românească în două, pentru moment. Pandurii rămân în București, eteriștii în Târgoviște și o să vadă aici o să facă de acum încolo. Tudor își dă seama că șanse slabe spre deloc în situația asta și începe negocieri cu turcii pentru a evita intervenția armată. Și poate să scoată și autonomia țării, chiar dacă rămâne în Imperiul Otoman. Turcii spun că da, facem, cu două condiții. 1. Ne ajutați să eliminăm pe eteriști și 2. Depuneți armele. La care, evident, Tudor spune nu. Cu turcii înaintând deja peste Dunăre, pandurii se retrag către Oltenia pentru a pregăti defensiva. Asta în timp ce Vladimirescu le tot trimite scrisori încercând să găsească cumva o cale de mijloc. Corespondența este însă interceptată de eteriști. Ipsilanti ordonă arestarea lui Tudor, iar acesta este capturat la Golești. Capitanii pandurilor nu opun niciun fel de rezistență și își trădează conducătorul prea aspru când venea vorba de disciplină. Tocmai îl spânzurase pe unul dintre ei, mare lucru. Fără să o mai lungim, Vladimirescu este acuzat de trădare, judecat pe fugă și ucis. Rămași fără conducător, pandurii și uită de ce au plecat de acasă din capul locului. Și oasta lui Tudor se destramă. Unii rămân alături de greci și participă la bătălia de la Drăgășani, cotă 101 pe turci, unde eteriștii sunt pulverizați. Rămășițele oștii grecești vor fi urmărite în retragerea lor spre Rusia și vor fi nimicite la Sculeni și mănăstirea Secu. Iar principatele mai rămân vreun an cam așa sub ocupația turcilor, care au liber la jafuri și ce mai au ei chef. Se vor retrage abia la presiunile marilor puteri care vor să restabilească zona asta de tampon. În Grecia însă altfel stă treaba. Războiul continuă încă mulți ani acolo și cu sprijin occidental nepoții lui Socrate și obțin independența în 1830. Iar 2 ani mai târziu vor deveni regat. Rege este pus neamțul Otto, nu Rehagel, dar important și el, primul conducător al Greciei moderne de la care vom prelua și noi ideea cu prinț străin vreo 30 de ani mai târziu cu Carol. Până atunci în principate se revine la domniile pământene, domnitor români, adică gata cu grecii. Iar mișcarea de eliberare națională se amplifică cu societăți secrete și programe care vor pregăti o nouă etapă importantă către evoluția spre o Românie modernă. Revoluția de la 1848. Ăsta a fost și episodul 24. Mulțumesc că ați stat alături de mine. Arătați și altora dacă v-a plăcut. Link-uri de PayPal și Patreon mereu la îndemână. Și nu uitați! În general, nu uitați! E un sfat bun. Dacă o să-l ții minte, o să-mi dai dreptate. Ce joc de cuvinte! Ok, asta a fost tot. Pa, pa!